Să deschidem Cartea Domnului la Cartea Exodului, capitolul 14 și vom începe să citim cu versetul 13 până la sfârșitul capitolului, versetul 31. E un text mai lung, dar merită să-l citim. Moise a răspuns poporului, nu vă temeți de nimic, stați pe loc și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul în ziua aceasta, căci pe egipenii aceștia pe care îi vedeți azi nu îi veți mai vedea niciodată. Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Domnul a zis lui Moise, ce rost au strigătele acestea? Spune copiilor lui Israel să pornească înainte. Tu ridică stoiagul, întinde-ți mâna spre mare și despic-o și copiii lui Israel vor trece prin mijlocul mării ca pe uscat. Eu voi împietri inima egiptenilor ca să intre în mare după ei și faraon și toate oastea lui, carele și călăreții lui, vor face să se arate slava mea și vor ști egiptenii că eu sunt Domnul când faraon, carele și călăreții lui vor face să se arate slava mea. Îngerul lui Dumnezeu care mergea înaintea taberei lui Israel și-a schimbat locul și a mers înapoi a lor și stâlpul de nor care mergea înaintea lor și-a schimbat locul și a stat înapoi a lor. El s-a așezat între tabăra egiptenilor și tabăra lui Israel. Norul acesta, pe de o parte, era întunecos, iar pe cealaltă lumina noaptea. Și toată noaptea, cele două tabere nu s-au apropiat una de alta. Moise și-a întins mâna spre mare și Domnul a pus marea în mișcare, printr-un vânt dinspre răsărit, care a suflat cu putere toată noaptea și a uscat marea și apele s-au despărțit în două. Copiii lui Israel au trecut prin mijlocul mării ca pe uscat, și apele stăteau ca un zid la dreapta și la stânga lor. Egiptenii i-au urmărit și toți caii lui Faraon, carele și călăreții lui, au intrat după ei în mijlocul mării. În straja dimineții, Domnul din stâlpul de foc și de nor s-a uitat spre tabăra egiptenilor și a aruncat în vâlmășeală în tabăra egiptenilor. A scos roțile carelor și le-a îngreunat mersul. Egiptenii au zis atunci, haidem să fugim dinaintea lui Israel, căci Domnul se luptă pentru el împotriva egiptenilor. Domnul a zis lui Moise, întindeți mâna spre mare și apele au să se întoarcă peste egipteni și peste carele și peste călăreții lor. Moise și-a întins mâna spre mare și spre dimineață marea și-a luat iarăși repeziciunea cursului și la apropierea ei egiptenii au luat-o la fugă, dar Domnul a năpustit pe egipteni în mijlocul mării. Apele s-au întors și au acoperit carele, călăreții și toate oastea lui Faraon care intrase în mare după copiii lui Israel, nici unul măcar n-a scăpat. Dar copiii lui Israel au trecut prin mijlocul mării ca pe uscat, în timp ce apele stăteau ca un zid la dreapta și la stânga lor. În ziua aceea, Domnul a izbăvit pe Israel din mâna egiptenilor și Israel a văzut pe egipteni morți pe țărmul mării. Israel a văzut mâna puternică pe care o îndreptase Domnul împotriva egiptenilor și poporul s-a temut de Domnul și a crezut în Domnul și în robul său Moise. Amin. Să ocupăm locurile. Am învățat până acum câteva lucruri foarte importante și îmi place să le repet la fiecare lecție pentru că în felul acesta ne vor rămâne în minte. Am învățat până acum că Dumnezeu cheamă oameni în lucrare și nu așteaptă voluntari. Dumnezeu nu lucrează cu voluntari. Dumnezeu cheamă oameni, uneori necalificați, pe care îi califică El și îi trimite în lucrarea Lui. Un asemenea om a fost Moise. Apoi Dumnezeu lucrează prin vase zdrobite. Moise are deja 80 de ani, a petrecut 40 de ani cu oile, nu mai este coerent, nu mai vorbește bine, nu este prea articulat. Și Dumnezeu se folosește și de un asemenea bărbat și ca întotdeauna în Scriptură vom descoperi că Dumnezeu lucrează cu vase zdrobite. În al treilea rând am învățat că Dumnezeu vorbește și astăzi. La rugul aprins, Dumnezeu a vorbit lui Moise, în primul rând să inițieze o relație cu el, apoi să dea o revelație lui Moise și apoi să instituie respect în inima lui Moise față de Dumnezeu cel Mare și Sfânt.
În al patra lecție am învățat că atunci când ești sub presiune, e bine să alegi la Dumnezeu. Nimeni nu te poate ajuta și uneori chiar oamenii din apropierea ta pe care vrei să-i ajuți, vrei să-i eliberezi, se întorc împotriva ta. Și atunci Domnul este adăpostul și sprijinul nostru. Și ultima lecție am învățat că sângele mielului ne răscumpără din moarte. Toți întâi născuți ai evreilor, ai egiptenilor au murit, pe când nimeni dintre poporul lui Dumnezeu, care avea ușile casei însemnate cu sângele mielului, toți au supraviețuit și, într-un mod miraculos, Dumnezeu acum îi scoate pe acești evrei din Egipt. Ieșirea din Egipt are loc după 480 de ani, după ce primul care a mers în Egipt, așa știm bine cu toți, a fost Iosif, apoi au venit familia lui, 70 de persoane. În jurul acestui grup a crescut un popor foarte numeros și acum, după 480 de ani, are loc izbăvirea poporului evreu din Egipt. Efectiv, Dumnezeu i-a silit pe egipteni prin nenorocirile care au venit peste ei, până acolo că egiptenii i-au silit pe evrei să plece. Când Dumnezeu vrea să realizeze ceva, El are metodele Lui. Ies din Egipt cu mari bogății. Dintr-o dată, egiptenii, care până acum i-au exploatat și i-au ținut din scurt pe evrei, sunt foarte generoși, le dau aur, argint, obiecte scumpe, haine, și evreii sunt practic îmbogățiți de propriilor dușmani înaintea acestui mare exod. Se pare că sunt aproximativ 2 milioane de suflete care participă la acest eveniment unic în istorie. Dumnezeu scoate împreună cu poporul lui Israel și o serie de alte neamuri care s-au alăturat poporului evreu, oameni care voiau și ei să fie liberi, probabil sclavi de alte naționalități care erau. Vom descoperi pe parcurs că mulțimea aceasta, termenul este interesant în Scriptură, rable, mulțimea aceasta de pestriță de toate felul de alte naționalități, toți dornici de libertate, au fost o povoară nu numai, să zicem, financiară pentru evrei, că trebuia să-i întrețină, dar a fost și o povară psihologică, pentru că ăștia făceau greve, făceau răscoale, erau foarte nemulțumiți și au creat probleme mari lui Israel. Mulțimea aceasta pestriță este formată din oameni care vor și ei libertatea, dar și binecuvântările care sunt la orizont în noua țară în care duce Dumnezeu acum pe evrei. Dumnezeu conduce supranatural această ieșire din Egipt. Dacă vedeți pe această hartă, cred că drumul cel mai scurt spre Canaan era spre nord, dacă vedeți, urmărind țărmul Mării Mediterane, și nu trebuiau să o ia în sud. Spre surprinderea tuturor, până și a lui Faraon, Faraon trage concluzia că evreii s-au rătăcit, pentru că o iau în sud, în loc să meargă drept spre Canaan, și Faraon trage concluzia că evreii s-au rătăcit în pustie. De aceea este încurajat să-și pună armata la dispoziție și să atace și să-i urmărească pe evrei. Evreii merg în sud, pe malul Mării Roșii, golful acela Acaba, și călătoresc până la Pi-Hahirot. Pi-Hahirot este o localitate în zona respectivă, o să ajungem imediat și o să vedeți. Acesta este Pi-Hahirot. Observați cum printre munți este o trecătoare și evreii practic au ajuns în plaja aceasta aici, care se deschide în golful Acaba, plaja Nueba. În mod strategic, Faraon știe că îi are la mână în mod total pe evrei. Au intrat într-o capcană din care nu se mai poate ieși nicicum, pentru că nici Faraon și nici evreii nu aveau în minte
că o vor lua exact pe direcția spre mare și vor traversa marea în punctul acela. O să revenim la locul acesta pentru că este foarte interesant acest loc. Până anii trecuți, aici, pe plaja asta, Nuieba, la Piha Hirot, a fost un stâlp ridicat, nu se știe de când, probabil din vremuri foarte străvechi, care amintea că este locul pe unde au trecut evrei. Același stâlp se găsește și pe malul celălalt al mării, unde au ajuns evreii traversând marea. Așa arată locurile acelea acum. Și aici aș vrea să menționez că uneori, când Dumnezeu te călăuzește, te îndrumă câteodată pe câte un drum care este altul decât ăla tradițional, cel cunoscut, cel normal. Eu cred că orice evreu care știa cât de cât geografie, care a mai călătorit, nu? A fost foarte revoltat de ce stâlpul de foc al lui Dumnezeu, nu? Îi conduce spre sud, când ei trebuia să meargă spre est, nu? Pentru că acolo era țara promisă, Canaanul, și nu în jos. Toți știau că ei se duc, de fapt, paralel cu marea și intră în golful acela unde nu mai este niciun fel de ieșire. Cred că a fost un act de credință din partea tuturor și mai ales a lui Moise, care a acceptat această călăuzire a lui Dumnezeu. În felul acesta, faraon este atras de Dumnezeu în cursă. Nu evreii intră în cursă, ci practic faraon cu toată armata lui. El trage concluzia că evreii au luat o razna, s-au rătăcit în pustie și acum are o ocazie extraordinară să-i distrugă pe toți. De aceea îi urmărește. Uneori este foarte greu să înțelegem de ce Dumnezeu ne conduce în primejdii, nu? Noi credem că, cei mai mulți credem că dacă Dumnezeu ne conduce, El ne scapă de primejdii, ne scapă de necazuri, ne scapă de greutăți. Și să vezi cu ochii tăi cum te duci spre pustie, ajungi pe o plajă cum este cea de la Nuieba, încolo-i marea și pe strâmtoarea aceea vin carele lui Faraon. Nu mai există absolut nicio ieșire. Nu e de mirare că evreii au început să strige de spaimă. Și Dumnezeu spune, ce rost au strigătele astea? De ce strigă? Degeaba Moise spune, nu vă temeți, Domnul este izbăvirea noastră, Domnul va interveni în ziua aceasta, pe egiptenii ăștia care vin după noi, nu o să mai vedeți niciodată. Domnul se va lupta pentru noi, stați să liniștiți. Ei, dar uneori realitatea este mult mai puternică, nu, decât promisiunile credinței. Credința este în lucrurile care nu se văd, pe când realitatea uneori este absolut dramatică. Iată ce se întâmplă aici, este locul acela în care Dumnezeu face una dintre marele minuni. Pe partea cealaltă a mării este Migdol, este locul unde vor ajunge și aceea, dacă vedeți acolo sus, chiar la mijloc, e un bărbat care se sprijină de coloana aceea, este o coloană de granit care a fost din timpul imemoriabile păstrată în locul acela până când egiptenii au dat-o jos recent, în ultimii ani. Pe plaja aceasta Nuieba, avem de a face cu un Dumnezeu care cunoaște nu numai istoria, dar cunoaște și fundul mării, știe geografie mai bine decât noi toți. El a făcut lumea, El a făcut pământul. Și El știe exact unde să-și conducă poporul Său. Aici vreau să vă arăt o imagine, este tot acea plajă Nuieba. În urma poporului lui Dumnezeu vin egiptenii și Iosif Flavius, istoricul evreu care a slujit sub împărații romani, a scris că armata lui Faraon în timpul acela era de 150.000 de soldați experimentați în luptă și Biblia ne spune că aveau 300 de care, 600 de care de luptă, versetul 7 din capitolul 14. A luat 600 de care de luptă cu oameni aleși și toate carele Egiptului și toate erau
cu luptători, erau pline cu luptători, cu soldați experimentați al lui Faraon. Vă dați seama, pentru Faraon era o victorie sigură, era piece of cake, cum zicem noi, nu? Pentru evrei era o capcană extraordinară în care ei se vedeau acum ajunși. Când de fapt lucrurile stăteau exact invers. Capcana nu era pentru evrei, ci era pentru egipteni. Spaima evreilor de unde provenea? Nu numai din prezența acestei armate bine instruite a egiptenilor, ci și din faptul că erau neînarmați. Au fost făcători de cărămizi și de vaioage, dacă vreți, ciobani și agricultori și tot ce vreți, numai soldați n-au fost. N-aveau arme, erau fără pregătire militară, nu? Încep să strige de spaimă către Domnul. Se pare că aici are loc prima revoltă împotriva lui Moise. Moise are parte, săracul, până la sfârșitul vieții sale, de o serie de revolte din partea poporului, care nu odată voiau să se întoarcă înapoi în Egipt, ba chiar să-l omoare pe Moise cu pietre. Mulțimea aceea, colorată, pestriță de toate naționalitățile care au ieșit odată cu poporul Israel din Egipt, au întărâtat mulțimea aceea împotriva lui Moise. Toți se vedeau în mod clar cu ochii că este o moarte sigură. De fapt, ei spuneau lui Moise, nu era oare morminte în Egipt, ca să nu mai fie nevoie să ne duci să murim în pustiu? Ce fel de lider ești tu? Trebuia să luăm spre est, tu ai luat-o spre sud. Okay? Ne-ai băgat în pustiu ăsta și acum, culmea ironiei, ne-ai băgat și pe plaja asta de care nu mai este nicio ieșire. Trecătorile astea pe care am intrat pe plajă sunt ocupate acum de armatele lui Faraon. O să murim cu toți aici. Mai bine să slujim ca robi. Lasă-ne să slujim ca robi egiptenilor. Deci vrem mai bine să slujim ca robi egiptenilor decât să murim în pustiu. Evreii nu mai vedeau decât moartea la orizont. Primejdia cu care noi ne confruntăm în noi ucide mândria și egocentrismul. Nu mai avem de ales nimic decât moartea și atunci mândria noastră și egoismul nostru cedează atunci când primejdia de moarte vine la orizont. Situația este fără nici o soluție omenească. E nevoie de un miracol, numai un miracol, numai o minune a lui Dumnezeu mai poate salva acest popor. Haideți să discutăm puțin că în asemenea momente, dependența de Dumnezeu aduce biruință întotdeauna. Iată că în spatele evreilor acum, între ei și egipteni, stâlpul acela de foc iluminează pe Israel și acopere cu întuneric pe egipteni, și cele două tabere nu se apropie una de alta pentru că între ei stă Dumnezeu de pază. Rețeta lui Dumnezeu în situația asta este foarte ciudată. Iată ce spune Dumnezeu. Nu vă temeți! Nu vă temeți! Stați liniștiți! 3. Încredeți-vă în Dumnezeu! Încetați strigătele de spaimă și de protest! Ar trebui și noi să învățăm rețeta asta lui Dumnezeu când vine o încercare mai serioasă peste viața noastră. Să nu ne temem, să stăm liniștiți, să ne încredem în Dumnezeu, chiar dacă toate circumstanțele par să fie potrivnice, și să încetăm protestele, să încetăm să ne mai plângem și să ne mai văicărim unde ne-a lăsat Dumnezeu, nu? Eu am întâlnit oameni care au fost, după părerea mea, foarte credincioși, dar când a venit o boală, în loc să se încreadă în Domnul, să stea liniștiți, s-au revoltat împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu nu e drept, El este sfânt, El este drept, a dus o viață nemaipomenită și uite ce face Dumnezeu cu El. Și Domnul zice, ce rost au strigătele astea? Ce sens? Niciun sens.
Rețeta lui Dumnezeu este simplă și ar trebui să ținem cont de ea atunci când vin încercările peste viața noastră. Haideți să discutăm despre izbăvirea pe care Dumnezeu o dă poporului lui Israel în acele momente. În primul rând, trebuie să vedem că acest popor este sub protecția lui Dumnezeu. Este poporul lui Dumnezeu pe care El și l-a ales, El și l-a crescut și l-a format. Și norul se mută între cele două tabere. Dă întuneric egiptenilor și lumină pentru evrei. Lumină evreilor să călătorească și ziua și noaptea. Le luminează calea Dumnezeu. Intervenția miraculoasă. Dumnezeu intervine într-un mod miraculos și Moise își întinde mâna spre mare. Imaginea este din cele 10 porunci, nu? Cred că toți ați văzut filmul ăla. Dacă nu l-ați văzut, uitați-vă la el că o să vă prindă bine. Moise își întinde mâna spre mare și Dumnezeu produce minunea aceea extraordinară. Dintr-o dată, un vânt foarte puternic dinspre răsărit, imaginați-vă, răsărit înseamnă dincolo de mare, nu? Bate peste mare spre evrei. Și marea, dintr-o dată, apele se aglomerează la stânga și la dreapta, uscând fundul mării. Pentru că Dumnezeu cunoaște geografie. El a făcut pământul, El știe foarte bine regiunea aceea. O să vedeți imediat o imagine șocantă. Dumnezeu face un drum uscat pe fundul mării în câteva ore. Se pare că de seara până pe alara 2 după miezul nopții a suflat acest vânt extraordinar. Evreii au intrat în mare după ora 2 spre dimineață și până dimineața spre 4-5 au traversat dincolo și egiptenii au intrat după ei pe drumul acesta care este pe fundul mării. Trec pe partea cealaltă. Aici aș vrea să vedeți o schemă a fundului mării. Asta este marea din zona respectivă. Este practic un pod la Nueva Beach, în Egipt, între Egipt și Arabia Saudită, pe partea cealaltă. Practic este un pod peste care există câțiva 2-3 metri de apă. Bineînțeles că el nu se vede, nu ai de unde să știi cum stă fundul mării acolo, nu-l știe decât Dumnezeu care a făcut geografia și a făcut pământul nostru și el știa exact pe unde se poate trece în asemenea condiții. Este o altă schemă, cu cât culorile sunt mai închise, mai albastru închise, este mai adânc. Și observați cât de superficială este apa în zona respectivă, de la plaja aceea Nueba până pe partea cealaltă unde vor trece evreii când Dumnezeu va usca fundul mării. Spectacolul este extraordinar. Cred că evreii, aceia care au văzut ceea ce s-a întâmplat, n-au uitat toată viața sau n-ar fi trebuit să uite toată viața, nu? Cum Dumnezeu a uscat fundul mării și le-a creat posibilitatea să scape de egipteni. E bine, cuvântul lui Dumnezeu spune că după ce au ieșit toți de pe fundul mării, Moise a primit poruncă din partea lui Dumnezeu să-și întindă din nou mâna spre mare și apele au năvălit și au înghițit pe toți egiptenii. Înfrângerea aceasta a egiptenilor este absolut spectaculoasă. Spuneam că trecerea a avut loc pe la ora 2 după miezul nopții, spre dimineață, au început să treacă și până spre dimineață, la ora 4-5, toți evreii și toată tabăra cu calabalâcurile lor, cu tot, era de partea cealaltă. Egiptenii intră în mare pe urmele evreilor. Imaginați-vă 600 de care pline cu războinici, nu se știe câți erau pe jos, așa ce infanterie avea faraon,
Dar dacă luăm în serios pe Iosif Flavius, 150.000 de oameni este un număr impresionant, o armată foarte puternică. Aproape atât erau rușii când au intrat în Ucraina, nu? Se pare că mai mult s-au omorât ucrainienii până acum decât au intrat atunci la prima invazie. Egiptenii intră în mare pe urmele evreilor. Ce face Dumnezeu în momentele acelea? Creează confuzie și blocaj pe fundul mării. Pică roțile carilor lui Faraon. Eu cred că ăștia întrețineau tancurile pe vremea aceea, că astea erau tancurile, carele acelea de război, le întrețineau, aveau grijă de ele. Dar când te pui cu Dumnezeu, se întâmplă tot felul de lucruri neprevăzute, nu? O serie de soldați sunt speriați de ceea ce se întâmplă, e o busculadă, se calcă unii pe alții, unii sunt speriați și vor să întoarcă înapoi, când se întorc înapoi să lovesc de ea care vin din spate. E o confuzie totală între egipteni pe fundul mării și atunci Moise își întinde toiagul spre mare și apele mării vin peste egiptenii care acum sunt în mare confuzie și derută, se neacă cu toții în marea care vine peste ei. Iată o imagine, pictorii tuturor vremurilor au încercat să surprindă momentul acela atât de dramatic. Armata egipteană este necată pur și simplu de apa care năvălește peste ei. Iată ce fac arheologii de astăzi, cercetătorii, în zona aceea Nueba, podul ăsta natural. Iată roți din carele lui Faraon pline de animale marine, de corali, zac și astăzi pe fundul mării. Este foarte interesant că toate carele lui Faraon aveau 4 spițe la roată și sunt exact alea, și dimensiunile și tot, pentru că avem din alte surse arheologice care de-a lui Faraon, care sunt și astăzi în muzeu. Ceea ce se găsește la ora actuală pe fundul mării, iată un alt coral pe o roată de car al lui Faraon și iată o roată acum care s-a păstrat însă mai fotografiată de cei care studiază zona respectivă. Poporul lui Israel ajunge pe malul celălalt și dintr-o dată dușmanii care i-au asuprit 400 de ani și care au urmărit acum să-i distrugă în efortul lor de a scăpa din Egipt, zac cu toții pe fundul mării. Spune Sfânta Scriptură că evreii au văzut pe egipteni morți pe țărmul mării. Cred că apele mării scoteau la mal, pe plajă, trupurile egiptenilor, acailor, a masacrului acesta care a avut loc din intervenția lui Dumnezeu împotriva lui Faraon. Aș vrea să spun că Dumnezeu este glorificat în ziua aceea de poporul care este eliberat. Spune Sfânta Scriptură că imediat copiii lui Israel au cântat lui Dumnezeu o cântare specială. Și capitolul 15 este cântarea aceasta pe care o compune Moise și chiar Maria este cea care cu timpane în mână alături de femeile evreilor laudă pe Dumnezeu pentru această mare izbândă, pentru această victorie absolut total neașteptată și măreață pentru istoria evreilor. Dumnezeu este glorificat, spune Sfânta Scriptură, că mâna puternică a lui Dumnezeu pe care o îndreptase împotriva egiptenilor l-a făcut pe popor să se teamă de Domnul, au crezut în Domnul și în robul său Moise. Din păcate au crezut pentru numai puțină vreme că după criza asta extraordinară au dat peste niște apă care nu era bună de băut și deja au făcut o răscoală întreagă la câteva zile după asta. Memoria este foarte scurtă atunci când trăim numai pentru firea asta pământească. Este o zi ca nici o alta din istoria acestui popor. Dacă vă uitați în ansamblu în Sfânta Scriptură, veți găsi din nou și din nou
proroci, oamenii lui Dumnezeu, amintind de evenimentul acesta și repovestindu-l din nou și din nou. Orice bun predicator evreu trebuia să înceapă de la trecerea mării, de la izbânda aceasta extraordinară. Pentru că trecerea Mării Roșii, minunea aceasta lui Dumnezeu, este certificatul de naștere, dacă vreți, acestei națiuni acum care se forma și care trebuia să intre în noua țară. Urmează o cântare de biruință și de închinare și dacă vă uitați pe capitolul 15, spune: voi cânta Domnului căci și-a arătat slava înăpustit în mare pe cal și pe călăreț. Domnul este tăria mea și temeiul cântărilor mele de laudă. El m-a scăpat. El este Dumnezeul meu, pe El îl voi lăuda. Este Dumnezeul tatălui meu, pe care îl voi preamări. Este o cântare extraordinară, cântarea aceasta de laudă, în marea izbândă pe care Dumnezeu o dă acestui popor. Aș vrea să spunem câteva lucruri în concluzie și primul lucru care vreau să-l menționez este că Domnul ne lasă în primejdii pentru ca să învățăm dependența de El. Și uneori ne duce într-un loc din acela în care nu mai este nicio ieșire. Un fel de plajă din aceea, în spate sunt dușmanii care aduc moartea și în față este marea care aduce moarte și nu mai vedem absolut nicio situație. Ne lasă Dumnezeu pentru ca să învățăm să depindem de El, să ne bizuim pe El în momentele acelea, când nu ne mai putem bizui pe nimic altceva. Un al doilea lucru este foarte important, când nu mai este nicio soluție, Dumnezeu are una. Când după mintea noastră nu mai este nicio soluție, Dumnezeu e mult mai deștept decât noi și mai are o soluție. Și aia este soluția salvătoare. Probabil că ăsta este adevărul care trebuie să-l consemnăm la lista aceea de ce am învățat până acum. Astăzi învățăm că atunci când nu mai este nicio soluție, Dumnezeu are una. Dumnezeu are una. Și să ne bizuim pe El, pentru că soluțiile Lui întotdeauna sunt bune. Numărul 3, atitudinea noastră în primejdie este extrem de importantă. Cineva a spus că nu ce ni se întâmplă e important, ci cum reacționăm noi la ceea ce ni se întâmplă este mult mai important. Toți suntem diferiți unul de celălalt. Sunt oameni care pot să treacă prin necazuri foarte mari și nu reacționează mare lucru. Peste unii din noi vin necazuri mici de tot și facem o alarmă mare de tot, mai mare decât necazul care a dat peste noi. Fiecare reacționăm în funcție de personalitatea noastră, de, eu știu, emoțiile care le știm sau nu le știm stăpâni, de firea noastră pământească, dacă e moartă sau nu. Nu? Uneori e îmbrăcată numai de biserică, așa, dar ea este vie și foarte, foarte, foarte puternică. Nu? Doamne ferește să calci pe bombeu o asemenea fire religioasă, nu? Îmbrăcată religios, pentru că larma e foarte mare. De aceea, orice ni se întâmplă în viață, să avem grijă la atitudine. Pentru că atitudinea ne stabilește altitudinea. Cât de sus sau de jos o să cădem, nu? Dacă avem o atitudine pozitivă, lucrurile sunt nemaipomenite și putem ieși bine de acolo. Un lucru extraordinar despre Ronald Reagan, se spunea că nu numai că avea un simț al umorului extraordinar, dar avea o atitudine foarte pozitivă. Când l-au împușcat atunci, l-au dus la spital, i-a întrebat pe doctor: sunteți toți republicani? Nu cumva sunteți așa. Prima întrebare a doctorului, zice: domnule președinte, sunteți alergic la ceva? Zice: da, la gloanțe. Sunt alergic la gloanțe. Omul acesta nu numai că a avut o atitudine extrem de pozitivă și prin umorul pe care l-avea, dar i-a încurajat și pe ceilalți, pe doctorii din jurul lui. De aceea, când vine vreun caz, aveți grijă la atitudine.
Nu e un lucru ușor. Unii ne luptăm cu atitudinea toată viața noastră și nu de puțin ori ieșim biruitori. Un alt lucru, când Dumnezeu te salvează, când Dumnezeu te scoate din necaz, nu uita să te închini și să lauzi pe Dumnezeu, să-i mulțumești lui Dumnezeu, nu? Să nu, n-a fost mare lucru, m-am descurcat, dă slavă lui Dumnezeu și mulțumește-i lui Dumnezeu întotdeauna când ieși din încurcătură și din necazul care a dat peste tine. Și ultimul lucru, când Dumnezeu este cu noi, nu există lucruri imposibile. Când Dumnezeu este cu noi, nu există lucruri imposibile, pentru că pentru Dumnezeu nu există lucruri imposibile. De aceea să avem încredere în El și să ne bizuim întotdeauna pe El, pentru că vom ajunge la țărmul celălalt. Este în literatura engleză un autor creștin a fost contrazis de un prieten de-a lui care nu prea era credincios. După ce a scris o carte despre Biserica lui Dumnezeu, prietenul ăsta care nu prea le avea cu pocăința și-a cam bătut joc de el și zicem, lasă, domnule, așa mult vorbești despre Biserica asta lui Hristos. E o corabie veche și hardughită, zice el, care scârțe din toate încheieturile. Atunci autorul i-a scris înapoi prietenului său, zice, prietene, așa este, ai dreptate. Da, zice, biserica asta, o corabie veche care scârțe din toate încheieturile, va ajunge la țărmul celălalt, cu tine sau fără tine. Răspunsul mi s-a părut extraordinar. Cu Domnul vom ajunge la țărmul celălalt. Și atunci când vine necazul, să nu uităm să ne bizuim pe El, pentru că pentru El nu există lucruri imposibile.